Dragi prieteni, am revenit în direct la ACL Games TV cu finala ACL War Night. Express vs. Steam Mine. Câteva cuvinte despre Aina Pufiro, care de echipe. AC Edward Alex, cunoscut și Puff. Pointic Zamă, de parte cealaltă Puffy God, Polos Monk, Ali G, Gandalf și Lethal. Și o primă rundă câștigată de băieții de la Team 9 pe harta Dust 2. Scor de 2-0 în acest moment, o rundă bine luată de Team 9. Un meci în care nu se poate ști exact cine va câștiga. Team 9, fiind pe parte ofensivă, trebuie să ia cât mai multe runde, pentru că știm pe această hartă este ceva mai ușor să aperi decât să ataci. Express, au rundă de eco și pe Team 9 o să-i vedem spre X2, zic eu. Un flash bine dat acolo și acum Polos Monk se bagă și apasă toți banii. Da, John, te salut. Asta ca să adormi, să poți să dormi liniștea noapte și să fie ok. Îți urez somn ușor. Trei la 0. Și Express trebuie să înceapă să ia runde. Point, îl vedem apăsa pe la X2. Edward, doi amendați jos, frumos. Polos Monk, trei amendaj jos pe urmă de către Edward și o primă rundă în contul celor de la Express. Și să vedem ce vor reuși să facă în continuare. Scor de 3-1. O să avem un sistem best of 3, ce înseamnă că vedem cel puțin două hărți în această seară, stimați telespectatori, că deja pot să vă numesc așa. Aceeași Edward dă jos doi oameni, restul au murit până la urmă și să vedem pe Point, se bagă peste, foarte bine Point, care o omoară acolo, bravo, dar puf, termină acest rampage în care sunt băieții de la Express. Nu avem eco pentru Team 9 pentru că ați văzut, a reușit să pună bomba și acest lucru îi avantajează la capitolul economic. Să vedem dacă vor reuși să-și întoarcă acest avantaj spre favoarea lor. Edward iar peste ei, bravo! Omoară un om, după care se retrage. Edward a omorât câte doi oameni în ultimele... Ce că mai du-te să nu zic unde. Ia legi supărat.
Vedem pe același Edwards. Edward foarte bine pe Gandalf. Și este omorât în cele din urmă. Pointer, vedem, vine pe la spate și îl omoară pe Puffy God. Scor 3-3. Și contrateroriștii au reușit să aducă jocul la egal. Messi, același Edward, bine, trage acolo, ar trebui acum să nu se mai bată. Și bomba a coborât, dar a fost pusă foarte bine. Încă o rundă în care băieții de la T9 au reușit să pună bomba, lucru care va conta la final. O să vedeți acest lucru. Teroriștii stau bine dacă mai au încă 3 runde pe această parte. Și să sperăm că vor reuși să facă acest lucru pentru un match cât mai strâns și pentru o harta a doua pe care am doresc să o vedem cu toții. Team 9 spamează puțin. Încercând să facă damage adversarilor, îi vedem acolo. Se încearcă un atac la X2. Doamne, cât de slab a tras acolo. Și Acid, vedem, apasă frumos, omoară un om. Dar Zamo acolo trebuia să-și facă treaba. Nu a făcut acest lucru. Vedem și pe Puff. Acesta trage o grămadă. Și acum se bagă frumos în tubulatură. Dar din păcate poziția lui este știut acolo. Este omorât până la urmă Puff. Și a mai rămas doar Acid în viață, care nu cred că se va băga peste, pentru că nu are ce face împotriva 3 jucători. Și o să vedem un 4-4. Și lucrurile sunt destul de strânse. Spun destul și nu categorii, pentru că pe această hartă ești puțin mai avantajat dacă iei runde pe parte de apărare, de atac, decât dacă e pe apărare. Deci aceea, la un clasament al adevărului, deși sunt egale cele două echipe, Team 9 sunt cu un pas în față, pentru că joacă pe partea de Tero. Gandalf acolo a încercat, dar nu a reușit. Așa, s-a uit un jucător pe munte. Și să vedem ce va reuși. Spamează Shell, încercând să facă damage adversarilor. O vedem pe Essie. Stă bine, bine acolo. Nu are cum să fie foarte greu să fie surprins. Acolo s-a luptat puțin cu smoke-ul și a pierdut, dar în cele din urmă va reuși să se bage. Și o să vedem cât atac la X1 cu acel fake la X2. Bravo, Polosmank! Și pe site, bravo, Edward, frumos, doi oameni dați jos. Și Pointer reușește să dea jos un om. Și avem un singur terorist în viață, și anume Gandalf, care vine de sus și de acolo poate face mult rău. Pentru că nu e ciudat, a fost omorât de către Point, a tras slab acolo. Dacă a așteptat puțin, putea să o omoare.
Oh, ce cap a fost ăla? Ce faci, Zamo? Fără acuze din astea de Wall, din câte văd, nimeni nu cred că are Wall până acum, nu mi s-a pus nicio fază suspectă. În fine, nici nu pot să zic că am urmărit pe cineva. Scor de 6 la 4 în acest moment. Gandalf, bine! Bine, Zamo! Oh, cum a venit acolo și încă n-a murit, mai are 41 viață, va putea să mă omoare un om, să-l vedem. Și Point se află în viață acolo. Un smoke, un hey dat slab de tot și moare până la urmă. Poziție proastă acolo pentru Point, care este omorât în cea din urmă. Scor de 6 la 5, un meci foarte strâns. Și dacă lucrurile vor decurge așa, sunt convins că vom vedea cea de-a doua hartă. Lucru care nu poate decât să mă bucure. Iar AC, frumos! Dar este dat jos până la urmă. Vedem pe Puff, care a venit peste acolo, dar a tras slab, s-a băgat și aiurea, nu mai a suferit Puff. Flash, Aligi, încă un flash, și acum încearcă ținte, dar este omorât. Decât același Zamo care este la apel, și îl vedem pe Lethal, bine, și avem un 2 versus 1, poziția lui Point nu este știută acolo. Să-l vedem dacă va reuși să facă ceva, da, Point. Și un adversar și pe al doilea. Bravo, Point! Scorul va deveni 7 la 6 pentru Express. Joacă bine, fratele Terorianu, a avut de unde să învețe. Să vedem pe Puff. Un hell la cutia roșie și jucătorul a trecut pe dreapta lui. Ha ha, și pus la Puff a fost omorât. Mamă, dacă vrea cum a murit Puff acolo, asta chiar a fost tare tot. Trebuia văzută. Și vedem partea cealaltă pe cealaltă Puff, pe Puffy God, cum încearcă să intre la X2, dar se răzgânește și acum se întoarce. Zamo spamează puțin. Puffy God e singurul jucător în viață de la teroriști. Trage acolo și trage slab, 8 la 5 în această secundă. Umărim împreună ultimele două runde. Și la flash acolo LG, dar să vedeți că a avansat. Sau cel puțin a încercat să lovi de pereți, cred. Și bravo, Edward! Edward a jucat fenomenal pe această parte. În fiecare rundă a luat, ori a bătut doi jucători, ori a murit. Lucru bun. Și doar Point mai în viață. Să vedem ce a face aici Point. Trage, omoară doi jucători. Bravo, Point, bravo! Aștea frumos acolo, dar acum s-a grăbit. Nu trebuia să bată. 8 la 6 și eu cred că vom vedea un 8-7.
sunt șanse foarte mari să vedem un 8-7. Vă reamintesc, vă uitați pe ACL Games TV, unde transmitem ACL World Night, competiția ce se află la prima ediție televizată, dar nu este și ultima. Așteptăm părerile voastre pe forumul acelig.ro, cât și pe www.acelegames.tv. Pe puf, trage și moare Edward, singurul jucător în viață. Bomba se va planta la X2. Deja s-a lăsat cu good half. Bravo, Edward. Dar este omorât. Scor de 8-7 pentru contrateroriști și vom vedea o cea de-a doua parte a meciului interesantă. Restart repede fără prea multe discuții. Și meciul este live în această secundă. Să vedem pe cei de la Express ce schemă au. Da, și cred că se vor duce la X2, da? Acele feșuri sunt să-i oprească pe oamenii de afară. Point a luat armă și băieții se vor duce jos. Stă bine Aligi acolo, dar nu cred că va omorâ pe cineva. Totuși este ajutat și reușește până la urmă. Foarte bine, Puffy God. Băieții din Burlane și-au făcut treaba. Scor de 1-0 în această secundă. Și Express sunt forțați să facă eco, deși cred că și-au cumpărat Eagle cu armură mică. Am zis bine că e best of 3, adică vom avea șanse să vedem și o a treia hartă, dacă una dintre hărți iese egal, asta vreau să zic. Aha, ce s-au jucat acolo! Și Puffy God! Frumos! Dar bomba a fost plantată de câte teroriști. Și acum să-i vedem. Au echipament complet. A, nu, pardon, că au avut eco. Deci acum nu au avut Eagle și acum au eco și următoarea va fi rundă cu echipament complet pentru ambele părți. O rundă jucat așa. Are pe zeală Paulus Monk și cu AIG fără probleme. Și acum e acum o rundă pe care băieții de la Express trebuie neapărat să o câștige. AC e primul spawn și cred că o să vedem un rush la X1. Acest lucru din punctul meu de vedere ar fi cel mai indicat. Se iasă la jam, dar nu, AC îl vedem. Se pune în crouch astfel încât adversarii cu echipierii lui să se suie peste el și să poată să spameze, să ajungă foarte repede sus astfel încât să prinde pe jucătorul care eventual ar veni de afară. În condițiile în care acest War Knight v-a plăcut și vi s-a părut interesant, vă așteptăm cu sugestii pe forumurile AC League și aclegames.tv. Și dacă ieri repetăm evenimentul, eventual încercăm să-l permanentizăm, ca să zic așa. Paulus Monk, băgat peste, dar omor de către Zamo. Oho, Gandalf pe Puff acolo, mă, Puff, mă, dar vrei tu neapărat să mergi cu Heu în mână? Îți pare să mergi așa cu flash-ul ăla sau Heu sau ce era. Și Edward s-a dus jos. Acest lucru nu va pune bomba. Foarte bine. Și Essie a încercat și Essie acolo o chestie fenomenală. Nu înțeleg ce vei să faci acolo.
Și-l vedem pe AC. A pus bomba și l-a omorât pe Lethal. Acum va încerca să plece. Ia să vedem. Stă bine acolo. Va surprinde, va surprinde foarte bine. Bravo, AC. Ah! Dacă ar fi avut nițică viață, dar oricum a stat bine de tot. Știa că, în general, adversarul său se va uita sus. Și ați văzut că el stătea jos. Și chiar așa a fost alegit, s-a uitat sus. Și băieții de la Express trebuie să înceapă să ia runde, pentru că lucrurile nu stau bine pentru ei. Și aici se află 3 contrateroriști. Nu vor avea ce să facă. Bravo! Apasă acolo foarte bine, foarte bine. Și avem un singur jucător în viață, și nu e Point, care nu știu ce poate face acolo. Ia, se bagă frumos și este omorât. Scor de 5-0. Ali G este într-un rampage, are 14-0. Iar în partea cealaltă, jucătorul care are cele mai multe fraguri, deși nu este pe plus, nici măcar pe 0, este Edward. Ia să bag eu Vulus Prideband ca să vă țintă mai bine de la... Ia. Dacă mă bate tatătorul ăsta. 2 teroriști morți, dar acolo mare și Polosmang. Bravo, Edward! Bravo, frumos! 3 oameni dați jos! Și Puffy God. Și s-a fugit la... A fugit la X2, Edward. A pus bomba, dar nu e bine dacă stă acolo. Nu e bine dacă stă acolo împotriva 2 adversari, pentru că dacă îi se dă acolo un smoke, este practic forțat să iasă la luptă. Nu, e greu, e foarte greu de așa. Normal, nu trebuie. Trebuia să stea pe bătaie puțin, să-l omoare pe primul, să încearcă să facă damage point, să sitireze. 6-0 scor în același timp, în acest moment, pardon. Sunt și eu captivat de această damage. Vă reamintesc că acele GameStive vă pregătește o surpriză substanțială. Rămâneți cu noi în continuare și vedeți de ce este vorba. E o premieră la noi în țară și sperăm să vă placă. Până atunci vă invit, cei care v-ați înscris și în liga noastră, să participați la qualifierile online ce vor avea loc săptămâna aceasta pentru Cupa Steel Series, cupă ce va avea finala în LAN săptămâna viitoare, ce s-a bătut acolo AC de toți banii și scor 7-0. Și lucrurile nu stau deloc bine pentru echipa lui Point. Cam încearcă acolo să suie, dar nu reușește. Nu încearcă și a doua oră, bravo. Oh, cât de slab a tras acolo și Buffy God nu l-a iertat pe Point pentru acel spray slab făcut. Și doar Zamo iar în viață, singur, împotriva a 3 jucători. Nu mai are nici viață. O să fie greuț, cum place mie să zic, pentru el.
No, nu are ce face. S-a băgat și apas acolo, nu înțeleg în cine. Îl vedem pe Puffy God, mamă cum s-a băgat, acum se retrage. Aligi din spate vine și salvează tot. Scor de 8 la 0 și mai au nevoie de o singură rundă pentru a câștiga acest prim meci, pentru a trimite finala în... în cea de-a doua harta ei. O hartă frumoasă, Inferno. Asta într-adevăr, am văzut numai Inferno. Nu, pardon, am văzut și Train, am văzut și Tuscan. A fost frumos. Da, Express! Bine, acolo s-au băgat! Foarte bine, Little, doamne, ce cap a dat acolo al doilea. S-a văzut așa frumos. Și să-l vedem pe Edward. Se bagă la X2. Și AC mai are puțină viață. Dar poate să... să fac o fază frumoasă, pentru că AC nu mai are viață. Îl știe aici și îl omoară. Edward trebuie neapărat să ia această rundă. Și Puffy God așteaptă cam mult. Poziția lui nu este știută. Acum greșit aici, aoleu, ce situație. Puffy God până la urmă renunță și, și fuge, pentru că observă că n-are nicio șansă. Scorul de 8 la 1. Repet, Team 9 mai au nevoie de o rundă. Foarte bine, Express, foarte bine. S-au mobilizat băieții. Să sperăm că nu au făcut-o prea târziu. Bomba pusă la X1 și puf. S-a retras bine. În timp ce Gandalf și cu Polos Mang vor încerca să țină de arme, ar fi cel mai cea mai inteligentă mișcare să dacă face acest lucru. Să vedem. Vom vedea 8 la 2. Ar fi interesant să vedem prima hartă egal. Da, mulțumesc, John, n-am fost atent, harta a doua este Dust 2. Da, și Dust 2 sunt mulțumit să văd. Îmi place. Chiar dacă mulți dintre voi spuneți că e harta de nubi, mie îmi place, deci da, sunt nub. Și am făcut un sacrificiu în seara asta, am venit aici și am să vă comentez în loc să mă bag și eu cu echipa, să-mi caut și oamenii și să ne jucăm și noi la acele War Night. Zamu! Frumos! Uite cum a trecut de om! Nu, am murit atunci. Dar mi se pare că a trecut de un om acolo, frumos. Doar AIG se mai află în viață. Nu, și Puffy God, mă scuzați. Aceeași Aligi. Când încercă să ia Puffy God, a luat o armă, una ca. A fost omorât de către Zamo, l-a prins Zamo blană de la spate. Opt la 3. Repet, mi-au nevoie de o rundă. Să vedem, va fi oare aceasta? Numai timpul va spune.
Să vedem pe Puffy God. Acel flash la ușă. A venit și un smoke. Și Express au făcut bine până acum pentru că au făcut rush-uri. Acum i-au lăsat pe băieții de la Team Man să-și ia poziții, chestii care eu cred că va costa. Același Essie deschide First Blood pentru echipa sa și este afară în hangar. Edward, Shell Frag, Ali G și Puffy God restabilesc egalitatea în ceea ce privește numărul de oameni. Zamo, frumos, dar doamne, a tras slab de tot acolo Gandalf. 8 la 4. Iar point deschide frumos fragule și vom vedea o rundă rapidă de tot. 8 la 5. Dacă se mobilizau mai devreme, câștigau acest match. Dacă se mișcau puțin mai repede băieții de la Express, așa cred că se vor mulțumi doar cu un simplu egal. Puffy God deschide pentru prima oară în 4 runde sau dacă nu chiar 5 runde, în 5 runde când un jucător de la Team 9 deschide scorul, dar rămâne cu puțină viață. Oricum a murit un om, acest lucru contează foarte mult. Pointic îl vedem afară. Îl spamează, bravo Lethal. Ali G, Polos Monk are bomba acolo, știe acest lucru și va încerca să folosească această poziție, dar doamne cât de slab a putut să tragă, nu vine să cred. Ali G are poziție bună și nu cred că va fi surprins de către point, nici Zamul nu cred că poate vedea pe acesta. Să vedem foarte bine și 1 la 1 în acest moment, nu 2 versus 1, Zamul este singurul jucător în viață. A fost omorât și Puffy God, foarte bine, foarte bine, un match superb câștigat de Team 9 și o să vedem și a doua hartă, și anume Dust 2. O hartă foarte frumoasă și sunt curios să văd cine va câștiga, pentru că ambele echipe au arătat un joc bun. Ia, mă bag și puțin pe server să mă împușc. M-au leșinat băieții. M-au leșinat. Leșinators. Care pas 44. Să împuște și Hayek ceva. Și cuțite. Chitute, cum a scris Eduard Noile. Cuțite, azi chitute. Se dă runda de chitute, e o rundă foarte, se știe că runda de chitute e cea mai importantă din lume. Uh.
O hartă pe care toată lumea o cunoaște, lumea știe cum se joacă pe ea și sunt curios să văd cine va ști mai bine cum se joacă pe această hartă. În curând o să vedem și luna de chitute, cum a scris acolo Esi, cred. Așa am văzut Esi, că se zice chitute. Acum mai să dau chitutele, gata. Zamo cu chitutul în mână. Toți sunt, dacă cuțitari, chitutari, toți sunt chitutari. Pare că e o luptă de stradă din Rahova acum. Și Puffy Gods, Gandalf i-a dat chituta lui un jucător de la el din echipă. Și 2 versus 1 acum. Și Cola Teruște câștigă și că te vor alege să atace. Nu-mi zic Alex să apere prima, ar fi tare. Da, au rămas restart și go, băieți. Haideți să vă vedem. Da. Rush la X2. Cât se poate de liniștit, fără stres. Puffy God, bravo. Bravo și Puff. Fără probleme, cel mai sigur. A avut spawn de X2, Rush X2. Deci este complet și acum se vezi cum intră poartă. Se vezi omul de la Hiton. E leșină. Îi leșină omul de la Hiton, ia uite. Și prima rundă câștigată de T-Ro și anume Riști. Iartă-mă, John, nu vreau să-ți nimic de Rahova, dar mi-a venit mie așa pe moment, când am gândit la cuțitar, la asta mi-a venit să mă gândesc la Rahova, nu știu de ce. Orice cartier, poți să pui Rahova, orice cartier, tot asta, ăsta mi-a venit mie așa. Polosman cu un frag, băieții de la Team 9, au eagle cu armură. Și se va intra la X2. Oooo, ce frumos! Și doar Zamo se mai află în viață. Omoară acolo un adversar. Zamo împotriva 2 jucători. Foarte bine, Zamo. Zamo versus Lethal. Un joc bun. Făcut de băieții de la Team 9. Care au reușit să dea rost mai puțin de 4 arme. Asta cel puțin. A la bomba. Și Zamo frumos. Cap fără probleme. Scor de 2 la 0 pentru teroriști. Un scor deloc surprinzător. O hartă pe care este mult mai simplu să atragi decât să apăși cu toții, că scorul de 10, 5 sau 14 sunt chiar întâlnite pe aceste hărți. Edward acolo în dreapta ta ce se pregătește. Sunt 3 jucători, tată. E grav, crede-mă. Vă băgați? Hai. Da, se bagă pe la urmă. Bravo. Point și Edward acolo au omor 2 oameni. Scor 3 la 0. Dacă timp mai încep să arunde acum, s-ar putea să aibă ceva șanse să facă în acest meci, dacă nu... E greu.
Repet, primul meci al acestei finale a acele War Knight a fost câștigat de Team 9. Little Love Johnson acele. Face reclamă, mă, face reclamă. Ai cerut voie? Îți dăm voie, nu-i nimic. Foarte bine, Little. Mai spamează puțin, după care dă flash și se retrage. Polos Monk. Deșel un om jos. Și Point frumos cap acolo. Se retrage. Și amândoi vor încerca să atace pe lung. Nu puf, nu înjura. Te rog, nu fă asta. Se lasă cu dalea grave. Ce poziție are Ali G- deci Ali G- dacă omoare pe cineva de aici, o să râd și mai mult de toată lumea. Da, Ali G- Zamo s-a retras. La cum e ținut acolo e greu să faci ceva. Oh, greu acolo. Normal, omor de Polos Monk. Teroriști, a, ce schema au aici. Se bate cu textura acolo, Point. Asta îi bate Zamo cu Eagle-ul. Mai contează? Da, așa cum runda asta va... O să fie câștigată de Express. N-ai cum să recuperezi X-ul cu 5 oameni înăuntru, e extrem de greu. Chiar e foarte greu. A, deci nu, chiar nu au ce să facă. A murit cineva de la Express? Nimeni. Runda flawless! Câștigată de băieți de la Express. Esi, a pus plaurul pe jumate. Nu a murit pe nimeni, dar ideea e că de acolo poate anunța pe unde vin adversarii săi. Poate coordona echipa astfel încât să se ducă într-o direcție oarecum safe. Da, nu, pur și simplu nu au ce face. Bine, acum au și rundă de bani. Să vedem pe Polos Monk. Dar nu are ce face acolo. E singur rămas în viață. Mare cap. Ce sens ai, frate? Zamo. Scor de 5 la... 1 în această secundă. Esi ține în catacombe astfel încât să anunțe la X2 dacă se intre pe acolo. Country au wait pe jumate și acum se vor îndrepta spre X2. Esi cred că a schimbat point era. Acolo s-a lansat intenția contra teroriștilor de de a face un stack. Și vedem pe Edward. Se bagă Edward, dar este omor de către Puffy God.
Scor de 6 la 1 și... nu, ce slab acolo, a tras Little. Putea să prestragă mai bine. Ali G, singurul jucător rămas, nu și Gandalf. Să îi vedem dacă se vor băga. Cred că da, dar e, ar fi o greșeală. Țin de arme până la urmă, băieții. Scor 7 la 1. Acum se atacă la X2. E. Mamă, ce a dat acolo Polos Monk. Bravo, bravo! Cum a apăsat foarte bine. Leon nu știe că vine și Gandalf din spate cu viteza luminii. Bravo, Gandalf! Scor 7 la 2. Dacă băieții de la contra reușesc să ia mai multe runde, cred că vor câștiga acest meci dacă s-ar termina, dacă ar lua 5-6 runde pe partea de apărare, lucrurile ar fi cât se poate de clare pe partea a doua. Ali G, pe pastilă la X2. Puffy God, doi oameni dați jos, dar până la urmă moare. Și Ali G, iar este singur în viață. Potriva a trei jucători. Greu. Greu, nu are ce face. Cel mai smart ar fi să ține de armă. Acest lucru se va și întâmpla. Ali G. Scor de 8 la 2 în acest moment. Și contra sunt pe Echo. Mai puțin Ali G. Și-a păsat armă. Ali G, foarte bine. Folosește eficient acea armă. Nu, și-a luat forțat băieții de la Team 9. Toți contra se află pe X1. Zice, bomba spantează pe X2. Bravo, jucat Express, foarte frumos. Totul să vedem, mai sunt doi jucători, doi Tero în viață. Vedem pe Ali G. Flash! Și acum băieți intră. Foarte bine, și vor defuza bomba. Cred că da. Da, nu, n-avea un defuse.
Mulțumesc, Headhunter, pentru ce... Ia, ce ai scris acolo? Alcide Bornaite e mult mai frumos cu comentariile spumoasele lui Hayek. Mersi mult. Nu sunt spumoase, dar încerc să păstrez un limbaj mixat, să nu fiu numai tehnic, pentru că ar fi mai plictisitor, zic eu. Nu e Counter-Strike, un joc extrem de atractiv de privit. Asta nu zic eu, o zic mulți din afară. Și de-aia trebuie să mai destingi omul, să-l faci să se simte și bine, să mai și râdă. Chiar dacă te înjură purma asta, nu e nicio problemă. Faptul că te înjură înseamnă că te ține minte. Și asta îmi place. Cât am vorbit eu, o rundă câștigată de Team 9, care ușor-ușor recuperează și fac tot posibil astfel încât să-și ajunge de cât mai multe runde. Repet, dacă scurul se va termina 9-6 pentru Express, Team 9 pleacă cu prima șansă. Le stă mult mai bine cu 6 runde în cont. Le va fi super lejer. Țin la recuperare acum pe X2. Nu, e și Lethal acolo. Mă scuzați, nu l-am văzut. Vedem, bravo, apasă acolo, dar este omorât. Puffy, dar trebuie să mai omoare încă un om ca să poată să facă ceva. Dacă nu, lucrurile stau urât. Sunt 3 contra 4 cu bomba plantată pe X2. Repet, e greu de tot acolo la X2 să poți să... cum a ieșit Puff. Dar Puffy God și Gandalf mai sunt 2 la 2 în acest moment. Să vedem. 1 și este omorât, scor 10 la 3. Dacă nu mă încerc contra acum Echo, da, vor face Echo pentru ultima rundă. Încearcă să forțeze jocul într-un 1-4, astfel încât să